Culmea absurdității, fittingurile și contestațiile sunt principalii vinovați pentru că în mai multe licee din Zalău elevii vor fi nevoiți să învețe în frig. Dacă în grădinițe montarea centralelor termice este la final, primarul Radu Căpălnașiu, anunțând că din 15 octombrie preșcolarii vor avea căldură, în mai multe licee din oraș căldura din calorifere va fi probabil numai un vis frumos. Care este soluția găsită acolo unde căldura nu va putea fi asigurată la timp? Caloriferele electrice, acolo unde instalația electrică a unității de învățământ suportă asemenea consumatori. O situație mai dificilă avem la liceul pedagogic, unde firma tot AB Install, care a câștigat tot din Craiova, practic nu a făcut mare lucru până la acest moment. Astăzi am înțeles că va veni directorul firmei, am solicitat o întâlnire, am semnat contractul cu ei de aproximativ o lună și în afară de a achiziționa din partea de utilaje, nu s-a lucrat practic mai nimic. Pe rețeaua de gaz, doar, din câte știu, s-a lucrat, unde lucrează, de fapt, o altă firmă. Dorim să vedem care e situația și de ce sunt aceste întârzieri sau, practic, neatacarea lucrării, am putea spune, la fel ca și la Liceul Tehnologic Mihai Viteazu, unde tot AB Install a realizat doar tot aproximativ 10%, s-a realizat partea de gaz, de instalație de gaz. Și cea mai mare problemă o avem la grupul școlar sau liceul tehnologic Voievodgelu, unde, datorită unei contestații făcute de către o firmă din București, mă rog, participant la ofertant, s-a depus la CNSC, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, la decizia comisiei, o contestație care, noi spunem că în mod normal ar trebui respinsă, dar din păcate CNSC-ul încă nu a analizat solicitarea. Oficialii Inspectoratului Școlar Sălaș recunosc că există probleme în asigurarea căldurii în școli și arată cu degetul spre primăria Zalău, pe care o consideră responsabilă în rezolvarea acestei probleme. Știu că se lucrează la instalarea centralelor termice și mai știu și că e o problemă care ține de primărie. Sunt câteva situații pe care le-a semnalat deja în presă, am văzut, unde probabil lucrările nu știu dacă se vor încheia la timp, dar aici nu mai depinde doar de directorul școlii, dar zice că depinde foarte puțin de directorul școlii. Primăria bine și aduce oamenii, începe lucrările mai devreme sau mai târziu. Singura veste bună este că, cel puțin la nivel declarativ, deocamdată, grădinițele vor fi încălzite din 15 octombrie.